Elevii școlii gimnaziale Petre Sergescu vor începe anul școlar într-o unitate de învățământ nouă, dotată cu mobilier și aparatură de ultimă generație. Mă gândesc că lucrați din greu acum, că nu sunt copii, da? Da, da, cu efective complete. Ce lucrări avem în execuție? Sunt lucrări, reparații interioare, rețele electrice interioare, termice, sanitare, deci tot ce înseamnă lucrări civile, reabilitare completă, da. Parchet, ce șape. Ziceți? Ce mă interesează și ne interesează pe toți, terminăm până la 1 septembrie să poată să intre copiii în clase? Cu siguranță o să fie gata la 1 septembrie. Printr-un proiect european, clădirea și curtea interioară a școlii au intrat într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Se lucrează și la partea exterioară a clădirii, dar și la interior, acolo unde se reface în totalitate rețeaua de termoficare electrică și instalațiile sanitare. Din toamnă, elevii se vor bucura și de o clădire nouă pentru cursurile de tip after school, dar și de clase dotate cu mobilier și aparatură performante, obținute tot prin fonduri europene. Școala gimnazială Petre Sergescu a intrat în reabilitare totală de anul trecut. S-a lucrat atât la partea exterioară a clădirii, cât și la interior, în sălile de clase. În continuare, muncitorii lucrează pentru înlocuirea rețelelor termice, sanitare și electrice, dar și la reabilitarea pereților și a podelelor. Până în septembrie, când se întorc elevii în bănci, clasele vor fi și ele dotate cu mobilier și aparatură nouă. Lucrările la școala Petre Sergescu au fost complexe, școala se afla într-o stare de degradare avansată, au fost necesare tencuieli interioare, cleturi, vopsele lavabile, o să fie puse pardoseli din parchet nou, rețele electrice, rețele termice, rețele sanitare, rețele de canalizare exterioară, o să avem și la terenul de fotbal un strat de asfalt. Curtea școlii Petre Sergescu va fi modernizată, iar în interiorul acesteia va fi construită o clădire nouă pentru cursurile de tip after school. Și aceasta va fi dotată cu mobilier nou și echipamente școlare performante pentru elevi. O lucrare destul de complexă. În acest moment ne aflăm în grafic, vorbim de aproximativ 5 milioane de lei, 4 milioane pe fonduri europene, 1 milion pus de primărie. Vorbim de lucrări complexe, amenajăm întreaga școală, toate clasele vor fi amenajate, holul, băile, dar în același timp amenajăm și curtea interioară, care arată destul de rău, terenul de sport, sala de sport am reamenajat-o, iar în curte va mai fi o clădire nouă, dotată pentru after school. În același timp, din acești bani, o parte din ei, 760.000, sunt pentru dotări. Deci clasele vor fi dotate și cu mobilier nou, cu aparatură nouă. O lucrare complexă, o lucrare necesară. Școlii generale Petre Sergescu, școala generală 4, cum o știm noi, mai ales că aici învață peste 600 de copii. Ceea ce pot să le spun și constructorul mi-a garantat este că la 1 septembrie, când vor începe școala, totul va fi. Pentru reabilitarea școlii Petre Sergescu, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin a atras fonduri europene în valoare de 5 milioane de lei. Lucrările la această școală ar urma să fie gata în luna septembrie.